Cornelia ATV-ului Finric. Ai zis că nu am mai fac asta. Ha? Azi l-am pornit prima dată. Acum dimineață, cu răcoare. Ce-ai făcut mai ieri? Te-ai împotmolit cu deal acolo. I-am dat o leacă de lantiu mai mare, dar trebuie să-l dau înapoi. Să lasă de cambate. Trebuie să-i verific încărcarea. Să vedem să nu scoată mai mult. Și cât de asta s-ar fi ars ăla din cauza de la releu din încărcare. Dă mai mult. Trebuie să dai normal până în 15V. Dar dă mai mult. Aia-i provoacă daunii. Materiale. Ia uite. 500 de kilometri am făcut numai pentru CDI și mufarea lui. Da? Zice că nu încerca cu acidei, că nu ne distrugi tot. Ia uite, un CDI care numai Marian Andrei Tecu știi, care merge, mi-a mai comandat încă două. Da? Ia să verificăm noi, să vedem cât curent avem acolo. În releu din încărcare. Ține-o leacă.
26 de volți că el trebuia să fie maxim 15 volți, zic eu așa. La 24 de volți, chiar și cu becurile aprinse, tot 24 de volți, 25, 26, nu prea e bun treaba. Ziceți acum și voi cât trebuie să dea acolo tensiune. Că trebuie să dea tensiune. De plus și pe minus. Da? Am așteptat să vedem dacă pornește termocupla. Pentru să vedem o pornește. Care costă aia, am venit. Se aude și pe aici. Da? De aceea e un lucru grozav. Băi, motorul merge tipic, curat. Dacă ăsta nu a fost umblat, dai seama. Dai seama. Acum nu știu cutia cum o merge, dar cutia sigur merge, că n-ai treabă cu ea. Are un ulei curat în ea, că n-ai treabă. I-am schimbat uleiul și la motor. Am pus ulei. Aia este un ATV grozav. Grozav. Am o șa diferită. Nu-i șaua lui originală, o am în căsuță. Ah, ba nu, eu te-am luat să o pur. Discuter, cred, nu știu de ce. Așa a fost. Alaltul, i-am luat carburator nou. Haideți să-l pot. Îl oprim că a mers destul. Da, CDI-ul nu se găsește nicăieri, CDI-ul ăsta. L-am decapsat eu ce i-am făcut acolo, n-am făcut nimic cu el. Ăsta pornește și mai șmecher. I-am cumpărat un carburator nou, da? Un filtru nou. Da? Toate sunt în perfectă stare pe ăsta. Totul funcționează excelent. Ia uitați și cauciuculea asta. Ăsta parcă nici n-a rulat deloc. Da? Parcă nici n-a rulat deloc, are crampon lipi el. E grozav merge asta. Totul e în cea mai mare. A avut chiar și mâneri încălzite. Da? Un ATV șmecher, rău de tot. O să-i pun carenile după ce o să le revopsesc un pic. Și pe aici am lucrat la cadru și la tot ce se vede. A ieșit șmecherul tare. Pe aici n-am umblat la cadru, că n-am avut lacii. Da? Ce punga asta aici? A, i-am schimbat bobina. Releul de încărcare era sub rezervor și risca să spargă. Și l-am băgat undeva aici, pe cadru. Da? Că pe acolo locul lui. Nu îngrămădite toate. Șoc manual, lucrează. Ca lumea șmecher, fac, nu? Păi, șap, 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 și că mai la ăla în scapă, totuși, de la garnitură, i-am băgat niște pastă în loc de garnitură de clingherită, dar să mă duc astăzi și o să iau niște clingherită, să-i fac o garnitură ca lumea. Pentru că asta nu mi-ajunge. E mică. E mică și o să-i fac o clingherită, că am stat cu capacul desfăcut acolo vremii.
Am zis că ori bobina, dar bobina de acolo n-are treabă, că e numai pe încărcare. Cât despre cititor era perfect, doar CD-ul lipsea. Am dat eu cu pastă din asta, dar nu face nimic siliconul ăsta pentru garnituri. E o prostie. E o prostie. Am mai văzut eu și pe la carburatoare și pe la una și pe la alta. Dar nimic. Da. Exact pe aici aruncă. Nu e pe sus, nu e pe nicăieri prin altă parte decât e pus ulei nou și de ce aruncă? Numai partea pe dedesubt nu iese, decât pe aici, pe la șuruburile astea două. Doar spune șurubul, am strâns bine. Asta au fost de altfel, dar pe acolo nu curge. Numai pe aici. Între astea două aici, o porțiune. Grav n-ar fi, nici n-ar merita să schimb. Să încerc oare să mai strâng un pic alea două. Să cu asta. Ia să vedem. Ia să văd eu dacă mai merg strâns astea. Nea, frate, nu, te-ai strâns. Nu, garnitura. Garnitura n-am dat și acolo, are pastă de ajuns. Ce mama, mă, si. Că nu mai e pe acolo, curge. Bă, dar am văzut la băiatul ăla când am fost la București. 500-600 de kilometri am mers pentru ATV-ul ăsta să îi prind șmecheria cu CDI-ul. Unde am căutat, tot zicea, nu găsești, că vai, vai și amar și vai de capul tău, că nu o să faci ATV-ul în viață. Uite că l-am făcut. Uite că l-am făcut și merge belea. Belea merge. Da? Da, îi trebuie baterie. Băgăm aici frumos o baterie. Așa, ce de eu îl punem aici la locul lui. Și cam atât. Îi montăm contactul la loc. Așa frumos aici, ăsta de pornire. Care-i pornirea, mă, băiatule? Care-i firul de pornire? Unele sunt aici, unele sunt din coace. O să văd eu sus să le măsor care-i dă putere aici. Da. Asta am vrut să vă arăt că se poate și cu alt CD-i. Se turează, înturații mari. Nenorociți, prostii. Da? Merge fantastic de bine și cu alt CD-i. Nu m-am luat eu după alții. Băi, că nu merge, că... Și uite că merge. Am mai avut unul genul ăla pe Linhai. Pe Linhai-ul care l-am dat, unde-i? Ia uite-l. Am mai avut unul. Dar nu dau duma, ci ce de ei, e că e belea. E belea. Stricăm firma. Treaba este că aici e mufat și mie băiatul meu ascuns, tot cum a făcut el, mi l-a pus, a zis, marcă banul și ți-am dat. Hai, na. Gata, băi, prieteni. Și cu video ăsta ne auzim. Uite ce aici, carburatoare, chei, scoli, utilaje. A? Fac două ATV-uri, belea, școala de afară, trei. Ăla-i țipic, ăla-i canou. Ce fel merge asta? Nici nu am cum să vă spun. Nici nu am cum să vă spun. Au ce cadru are asta. L-am forțat, zici că e Yamaha. Asta cum merge asta? Hai de capul meu. Băi, fâsă-i pe stradă. Zici că e nu știu ce. Fâsă-i. Deci nu că... Nu se aude ca un motor, toc, troc, 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 asta face vzzz. E ca un motor de Suzuki ceva, nu știu cum să zic. Alea păcăni, dar asta merge ca un motor de mașină. Da. Da, mai avem de lucrat la asta. Să-l încheiem ca lumea. Și ai
Ceau, ceau. Chidem benzina.